Bun, am reușit să văd înaintea tuturor God of War 4. Este o nouă ediție a jocului pentru PlayStation 4. Vă prezint aici imagini din joc, începutul, chestii de ce se întâmplă în timpul acțiunii, primele interacțiuni cu inamicii și cu monștrii pe care trebuie să-i omori. Nu sunt un specialist în God of War, știu că există seria de foarte mult timp de la PlayStation 2, au existat și variante pentru mobil și variante pentru consolele mobile ale Sony. De-a lungul timpului a fost un oarecare succes, adică oamenii se joacă God of War chiar și acum, există o comunitate destul de activă, iar această actualizare se anunță de câțiva ani. Cred că din 2014 sau 2015 au confirmat oficial că ei lucrează la această variantă. S-au mutat din Grecia antică, unde se desfășura acțiunea anterioară, în zona nordică a Europei. Sunt personaje inspirate din mitologia norvegiană. Asta e eroul principal, Kratos, a cam îmbătrânit, este mai experimentat acum, are un băiat și încearcă împreună cu băiatul să rezolve misiunile și să îl învețe pe acesta ce trebuie să facă prin joc. Jocul are o grafică foarte, foarte mișto, mie mi-a plăcut foarte mult, am rămas impresionat de calitatea ei, e drept, eu joc pe PS4 Pro. Nu știu exact, dar bănesc că și pe PS4 se vede la fel de bine. Comenzile sunt simplu de înțeles, eu mă joc de pe PlayStation de vreo 6 luni, înainte foloseam doar Xbox, dar am trecut destul de ușor la telecomanda de pe PS4. La început înveți ce trebuie să faci, toporul lui Kratos e super, super tare, una din cele mai mișto realizări din jocul ăsta. Înveți să tai copaci, înveți să tai zombie, înveți să tai monștri. Băiatul are un arc, o să învețe și el să tragă cu arcul. Te urmează peste tot sau te conduce el, că știe unde este drumul. Uite, aici într-un început au tăiat un copac, îl leagă de barcă, îl duc înapoi, totul cu telecomanda, pentru a învăța prin mișcări, direcția, chestii de genul ăsta. Apoi înveți să faci comenzi din ce în ce mai complicate. Povestea e un pic tristă, mama băiatului a murit, nu știu de ce, e acum... Îndeplinez ritualul de mormântare, o iau foc, o fac cenușă, iar cenușa trebuie să o ducă undeva. Mi s-a părut destul de simplu de jucat, v-am zis, nu sunt eu mare expert pe jocul video, asta e una din primele... Este una din primele interacțiuni cu jocurile astea, am mai jucat câteva de tot de genul Discovery, care ești personajul principal și trebuie să umbli. Nu prea am jucat astea cu bătăi, nu-mi place să-i omor pe ăilalți, sunt destul de puține jocuri pe care le-am jucat în care am fugărit pe aia să-i măcelerez. De exemplu, am jucat Infinity Sword pe iPhone și pe iPad, am jucat un joc similar și pe Android, doar că pe Android grafica este puțin mai proastă și se mișcă un pic mai greu și nu mi-a mai plăcut să-l continui. Am mai jucat câteva pe PlayStation, tot așa, bazate pe căutare, misiuni, arme, explorez teritorii, descoperi o mașină. Am jucat PUBG pe telefon, nu în versiunea de consolă. Deci nu mi se pare nimic nici foarte greu, nici imposibil de realizat. Bun. Da, uite, din 2014 au anunțat continuarea, au lucrat la ea foarte mulți ani, au făcut să fie totul perfect, lansarea este pe 20 aprilie, am avut ocazia să joc datorită celor de la Sony, mulțumesc încă o dată pentru oportunitate. Mă tot uit aici să văd dacă s-a întrerupt filmarea sau nu, pentru că nu am mai făcut până acum facecam și mă uit, uite, au ajuns acasă cu copacul, în sfârșit.
Aici duc ritualul la capăt și apoi pleacă la vânătoare. Chiar a fost o experiență demnă de serialul Vikingii, destul de interesantă. Nu știu dacă cât de mult e inspirată din realitate, dar bănuiesc că au la bază și povești și legende ale Vikingilor, nu doar jocul. Ăsta, Kratos, este un mare demigod, half god, zeu pe jumătate, fiul Zeus. Să plimbă pe pământ diverse chestii ca să răzbune în principal. Cred că e un pic inspirat din legendele Olimpului, din mitologie. După cum v-am zis, eu n-am jucat primele variante, dar să știți că dacă mă prinde acțiunea în următoarele zile, s-ar putea să le descarc și pe cele vechi de joc, în condițiile în care sunt compatibile cu PS4. Da. Experiența oricum este clar destinată mai mult părinților care au prins și primele ediții din God of War și acum au parte de o experiență de părinte să învețe cu cel mic, să vâneze, să se lupte, să descopere monștri și așa mai departe. Bun, în timpul jocului nu mi-am dat seama că se mișcă atât de greu cu astea și în sfârșit au plecat la vânătoare, îl pune să vâneze un cerb pe care puștiu știe să-l găsească singur după urme. Îți dă indicații pe parcursul jocului, îți spune ce trebuie să faci, îți spune care sunt comenzile, doar trebuie să fii atent la telecomandă și să nu fii bucă ca mine că am ratat câteva butoanele. Dar bănuiesc că cei care se joacă mai des pe PlayStation le știu foarte bine. Iarăși indicații, folosește așa, folosește așa. Pe parcursul hărților tot timpul găsiți diverse obiecte. Sunt unele cu verde care îți dau energie, sunt unele cu galben care îți aduc bani sau diverse obiecte pe care le colecționezi, le duci cu tine. Unele sunt, uite aici înveți să sari. Unele sunt, pot fi utile ca alte arme sau chestii de care îți dau putere, altele, nu știu, le schimb probabil pe parcurs, încă nu am ajuns la final. Din ce am văzut în alte review-uri și în alte prezentări, se ajunge destul de rapid la final. Bun, Kratos ăsta are o mulțime de sfaturi aici pentru fisul, uneori este enervant, uneori este simpatic, depinde. În cadrul primului review n-am avut voie să dezvolui prea multe chestii, adică nu o să vă spun nici cum se termină, nici chestii mai avansate, doar vă prezint practic cum este jocul. O să vă spun că m-am jucat vreo 2 ore fără să-mi dau seama că n-a trecut timpul. După aceea m-am gândit că trebuia să filmez de prima și să-mi filmez reacția și jucam. În data viitoare o să fac asta și cât poate o să iasă mult mai bine. Holy fire. Așa. When I tell you to fire. Filmând cu camera frontală de la laptop, este și o calitate un pic mai slabă, dar fiind doar facecam, o să micșorez astfel încât să se vadă totul ok. În fine, aprind ăștia cerul respectiv, chiar dacă nu din prima, după care încep să descopere că nu erau singuri prin pădure. E specific jocurilor de aventură, discovery, să pățești chestii de genul ăsta. Dialogurile sunt scurte și la obiect, îmi place că sunt atenți la detalii și pe fundal și prin spatele lor, nu ai surprize. O să vedeți că nu mă mișc eu extraordinar de rapid sau extraordinar, v-am spus, este prima interacție cu acest joc, dar am reușit să-i bat pe aia lejer. Mi-am dat seama cum se manevrează armele, mi-am dat seama care sunt butoanele cele mai bune și până la urmă am trecut de toate probele din partea de început. Mai târziu vedem cum.
sunt diverse mișcări pentru luptă, nu foarte complicate, în general cu butoanele R, L, e moda, metoda clasică în care te lupți la PlayStation. Ăștia de atacă sunt, au și energie, o bară de energie și o bară de energie și poți vedea că ești în pericol sau că ești de aproape să termini și să treci de ei. Prima oară nu știam prea bine care e faza cu bătaia, dar v-am spus, din câteva încercări m-am prins ea și în plus de asta ai niște indicatoare care ți arată unde sunt amici. Ai o mișcare prin care te ferești, ai scut, ai armă, deci nu, pentru început nu este deloc greu. Am și murit de câteva ori, nu nici până am luat la cap, nu. E un joc clasic. Bun, după ce mai merg în pădure, înveți să arunci toporul, toporul ți se întoarce mereu înapoi, deci chiar și în timpul luptei, îți aminte parcă eram într-un film de la american, aruncam toporul, omoram 10 zombie deodată, toporul se întorcea apoi, eu mai omorar dacă apărea vreun în calea lui. Cu el poți să mai spargi lemne pe acolo, porți uneori, nu totdeauna, alte ori apeși pe diverse alte elemente ca să deschizi porțile. Odată am aruncat cu toporul într-o chestie ca să blocheze poarta deschisă, după aia am dat să vină înapoi, a venit să închizi poarta, chestii de genul ăsta. Într-adevăr, ai mișcări de-astea de fugă, ai... te rostogolești, te ferești, toate le înveți pe parcursul primelor etape. Sunt anumite semne, de exemplu, când țintești și se fac albastre, este clar că acolo trebuie să arunci cu toporul. După aia când treci, îți chem toporul înapoi care se întoarce repede la tine. Aici nu știam exact și nici nu mi-a spus din prima. Wait for my mark. Până la urmă, pac, am reușit și am trecut mai departe să ajung. A apărut la final și un monstru mai ciudat, o să vedeți că ăla reușește prima oară să mă omoare. După ăla a apărut un nou tip de zombie care nu era afectat de toporul meu și a trebuit să-l dezactivez cu mâinile goale. Ca să tragi cu arcul cu săgeata și e simplu tot la fel, dar îl țin pe mine și telecomand, dacă pui ținta pe el și tragi. Practic te ghidează prin toate astea ca să înveți cum să faci și după aia nimeni de ce în ce mai bine. O să revin cu filmarea și în continuare după ce trec cu părțile astea, sper că... Deocamdată sunt un felul de ghidaje de la ei, sunt un felul de chestii pe care îți spune cum să le faci, în care nu te lași. Nu știu cam trage cu săgețile aiurea de ce văd, aici am aruncat și la aiurea. Nu îți dai seama unde trebuie să fie și cum se face. Fiecare lovitură îți ia din energie și dacă nu ești atent, ajungi rapid să iei de la capăt. Mai sunt câteva surse de energie prin jur. Câmpuri de bătălie, unele le-am găsit, unele le-am ratat. Uneori când încerci să te duci să iei energie și nu ești atent, poate să vină aici în spate, să te lovească. Asta mai întâmplă. Părmă nu găseam să-i dau lovitura la finală, dar după multe încercări... Cel mai mult mă confuzează asta cu
cu un buton omis și cu unul schimb perspectiva asupra gameplay-ului. În momentul când îl schimb uneori, mă trezesc cu spatele la inimic, în loc să fiu normal și așa. De asta am început să-i dau la minerală, tactica clasică de noob, până când am văzut că îi scade energia, nu știam că pot să mă feresc. Încă nu mă lasă în combinația de botoane, dar te poți răspunde să scade. Aici mai încercam să găsesc energie, n-am găsit. Am reușit să-l dau jos chiar când nu mai avem energie deloc, e destul de complicat. Acum mai are nevoie doar de un final pe care nu găseam sau îmi zice R3. Nu știam decât de R1 și de R2, m-am uitat și m-am dat pe telecomensul care e R3, până la urmă am reușit și cu asta și cam asta e și am trecut mai departe. Bun, este prima mea tentativă de a vă prezenta un joc video, mai ales că este înainte de lansare. Folosesc PlayStation 4 și am mai multe jocuri instalate. Nu am foarte mult timp de el din cauza că lucrez la filmări și la articolele peste video pe blog. Da, aici încercam să dau cu toporul, dar nu era cu toporul, l-am aruncat de câteva ori și așa mai departe. Până când am găsit poziția corectă. Da. Revin cu mai multe informații despre God of War. Dacă v-a plăcut clipul, dați-mi voi un like și un share. Dacă nu v-a plăcut, aștept clipul de la voi, că o să filmez. Sigur că erau mai interesante reacțiile din timpul jocului, dar după cum știți, nefiind foarte pasionat de jocul și așa, am mai făcut și greșeli și atunci am vrut să editez un pic filmarea ca să pun varianta finală. Hai să vedem, dă-i lovitura! Long way from home, aren't you? What do you want? Yes! Oh, you already know the answer to that. Cam asta a fost cu God of War, lansarea pe 20 aprilie. Puteți face precomandă și primiți niște scuturi cadou. Scuturile sunt utile. Am luat bătaia de la băiețelul ăsta care părea la început că e cam fraier. Dar s-a dovedit că mai am de învățat până să fac. Cam atâta, ne vedem în curând cu noi chestii interesante. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure.